Salut, prieteni! V-a fost dor de noi? Desigur mi-a fost dor, că am stat o săptămână acasă răcită și acum cu mare drag am revenit să vă prezint împreună cu colegul meu o nouă ediție a emisiunii Lumea Copiilor. E adevărat! Timpul de afară ne ține mai mult în casă, de aceea rămâi cu noi să te simți mai bine. Ți-am pregătit o emisiune frumoasă, interesantă și distractivă. Rămâi până la final să vezi care e invitatul surpriză. Însă până atunci îți las un indiciu. Ea este cea mai energică interpretă de la noi. Și e foarte pozitivă și plină de voie bună. O lăsăm pe Ariana să ne prezinte știrile pentru copii. Salut, prieteni! Bine v-a regăsit la o nouă ediție de noutăți din Lumea Copiilor. Dacă sunteți nerăbdători să vedeți ce v-am pregătit și de această dată, atunci stați alături de mine în minutele ce urmează. Dacă sunteți isteți, sociabili, nu aveți prea multe emoții atunci când trebuie să ieșiți în fața clasei sau a altor mulțimi, dar și tindeți spre o dicție perfectă, atunci cu siguranță puteți merge într-o clasă cu profil teatral. În această săptămână am mers la un liceu din capitală și am asistat la orele de inițiere în lumea teatrului. Iată cum se desfășoară acestea. Din frage de copilărie, micuții dau dovadă de abilități care trebuie observate pentru a fi cultivate la timp, ca mai târziu acestea să poată da roade. Părinții sunt cei care trebuie să întindă mâna talentului copilului și să-l promoveze. Arta vorbirii, arta actorului, mișcarea scenică sunt doar câteva lecții ce îi ajută pe micuți să-și dezvolte talentul în materie de actorie. La un moment dat, ei încep să le apară gustul de a se juca, de a fi serioși în scenă, serioși ca în viață și adică eu îi învăț întotdeauna că viața e un teatru și teatru e o viață și există exact aceleași legi ca în viață, există și în teatru. Trebuie să fii serios, trebuie să fii atent, trebuie să știi ce ai de făcut, să ieși în fața lumii, să fii convingător. Adică lucrurile care în fond au nevoie toți copiii de lucrurile astea. Să se joace cu atitudine, cu profunzime pe cât e posibil la vârsta lor. Două albe, două flori, doi bătrâni învățători se tot leagănă cu minte de aducere aminte. Să trăiți ani mulți, ușor, dulcii mei învățători! Primii pași în lumea actoriei încep cu probe de imaginație, dans, ritm și vorbire. În fond, exercițiile și studiile pe care eu le fac în cazul dat cu copiii de clasa a patra sunt aceleași care se fac cu cei care vor să fie actori de orice vârstă, absolut. Pur și simplu, pentru o anumită vârstă, trebuie să alegi temele, să alegi... Nu tot ei pot să facă. De pildă, sunt îndrăgostiți de versurile lui Eminescu, ei și mi-au adus foarte multe versuri, nu pot să lucrez, încă nu-i pe înțelesul lor. Deși îmi place alegerea lor, îmi place că ei citesc, că ei o să mergem mai departe. Pe urmă, copiii sunt foarte spontani. La un moment dat îți învii cu un actor mai în vârstă, ai mult mai mult uneori de lucrat, ca să apară ceva, îi apare imediat, emoții adevărate, niște exerciții mici, uneori le fac extraordinar, a doua zi nu țin minte. Nu țin minte și nu-ți fac. Formarea personalității noastre începe încă din copilărie, perioada în care încetul cu încetul se formează și caracterul. Iar dacă vă doriți de pe acum să pășiți pe urmele marilor actori precum Pavel Bechet, Anatol Durbală sau Petru Hadârcă, nu trebuie să puteți deja juca piese pe scenă. Trebuie să aveți vie acea sămânță de talent pe care împreună cu părinții și profesorii să o faceți să dea roade. Copiii, la fel ca și adulții, trăiesc experiența stresului. Uneori stresul poate avea impact pozitiv, iar de cele mai multe ori, acesta ne influențează negativ pe noi copiii. Iată câteva sfaturi împotriva stresului în reportajul ce urmează. În
secolul în care trăim, s-ar părea că cei mai liniștiți, veseli și lipsiți de griji sunt copiii. Majoritatea se întreabă ce griji ar putea avea micuții când, în lumea copilăriei, totul e frumos și bine. Realitatea însă e cu totul alta. Specialiștii susțin că chiar și copiii foarte mici au griji și pot fi stresați. Stresul reprezintă o incapacitate a picilor de a se ridica la nivelul așteptărilor părinților lor. Presiunile la care sunt supuși copiii zilnic vin atât din interior cât și din exterior. Un factor important în acest context îl are familia, dar și relațiile ce persistă între membrii familiei. Pentru copii, adică pentru copilul meu, mai deseori stresul se manifestă printr-un comportament mai neadecvat. Începe plânge pe neașteptate sau de la lucruri așa care de nimic. Sau dorește să stai mai mult în liniște. Adică prin așa manifestări eu înțeleg că ceva nu este în regulă. Cum calmați aceste stări? În genere, de obicei când începe mă plânge, chiar dacă și mama obține mai iritată sau o deranjează lucrul acesta, mă stără totuși să o calmez prin discuții. Încerc să vorbesc cu ea, să-i atrag, să-ți trag atenția prin discuții care îi place. La noi familie, în genere, dacă chiar și mai avem câte o ceartă sau ceva, noi ne stăruim în fața la copiilor, asta să nu manifestăm. Școala este un mediu de formare și dezvoltare continuă a copiilor. Mai mult, aceștia susțin că volumul mare de teme îi stresează și că uneori nu le rămâne timp și pentru altceva. Sunt uneori momente când nivel de lucrează televizorul și mă încurcă, doresc mult la televizor, stai telefonul alături, doresc stau la telefon, adică sunt uneori momente când vrei să ieși lecțiile deoparte și să te relaxezi. Îți stresează temele pentru acasă? Desigur! Temele constă în volum. Când și cum? Când sunt mai multe, da, un pic nu reușesc să le fac și sunt și chiar grele. Uneori stresează că ce au mult timp și sunt mai multe lecții și foarte mulți profesori doresc de la noi mult timp și ne ocupă chiar toată ziua și noi avem puțin timp să ne odihnim sau să mai stăm puțin relaxați. Ca să ne convingem mai exact, i-am rugat pe câțiva copii să ne definească acest termen. Ce înseamnă stresul pentru tine? Când nu-ți place ceva, când te enervează. Mă stresează că trebuie mereu de venit în uniformă școlărească. Da, înțeleg, trebuie mereu de venit. Dar uneori sunt momente când afară este frig și trebuie să vin într-un pulover, dar nu întotdeauna poți găsești un pulover alb sau un pulover albastru. Stres este atunci când întârzi la școală sau la lecție, mai ales când profesorii sunt un pic cam răi și când uit să-mi fac temele pentru acasă și am aflat că trebuie să le fac. Nu știu, parcă n-am întâlnit stres așa în afară de lecții sau de școală. Directorul liceului Gheorghe Asache din Capitală este de acord cu faptul că temele în volum mare îi stresează pe copii, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să li se dea nicio însărcinare pentru acasă. Stresul asta atunci când copilul are mai multe emoții, fie pozitive sau negative, căpătate în timp anumit petrecut în anumit spațiu, cum ar fi școala. Sigur că astăzi orice activitate poate să streseze copilul, dar în școală există psihologi care monitorizează aceste situații. Țin cont să nu se dea mai multe lucrări scrise sau mai multe evaluări decât s-ar putea la vârsta respectivă. Lucrul pentru acasă este stresant. Dacă este un volum mai mare decât este posibil de a-i da un copil independență de specificul vârstei, dar dacă nu este deloc lucru pentru acasă, tot dezorganizează și face ca următoarea zi să fie din nou stresantă. De cele mai multe ori, copiii răspund stresului din cele văzute și auzite la adulți. Așadar, trebuie să nu uităm că micuții au nevoie de timp ca să se simtă copii și să descopere singur lumea, astfel încât să poată însuși propriile strategii cu care ar putea face față stresului pe viitor. Știm cu toții că mercii sunt mici, înceți și se mișcă tare lent. Mai știm că ei sunt ființe care umblă mereu cu căsuța în spate. Eu însă știu că mercii pot să doarmă fără întrerupere 3 ani. V-am intrigat? Priviți mai multe în cele ce urmează!
Și te duc la Dunăre și bea apă tulbure, și te urcă pe buștean și mănâncă leuștean. Cu siguranță toți cei care ne privesc acum cunosc această poezioară, iar pe ei i-ați întâlnit pe drum, pe frunze, în parc, dar câți dintre voi îi cunosc cu adevărat? Melcul este cea mai tăcută și singuratică ființă cunoscută pe lume. Nu are organ auditiv și nici nu scoate vreun sunet. Poate sta cu mințel în cochilia lui luni întregi, fără să bea apă și fără să mănânce. Este atât de rezistent la frig încât iarna poate rezista și la minus 100 de grade. Copii, voi ați știut că există melci care nu își duc căsuța în spate? Vă întrebați cum se apără de primejdii? Aceștia se încovrigă. Căsuța melcilor este perfect de netedă. Cu secreția cleioasă pe care o elimină, aceștia își repară orice stricăciune pe care au suferit-o. Deși se mișcă foarte lent, acesta nu este cea mai înceată ființă de pe lume. Să știți că melcul poate târî după sine o greutate de 30 de ori mai mare decât propria greutate și poate merge peste lama celui mai ascuțit bisturiu fără să se taie. Melcii beau zilnic o cantitate de apă mai mare de 2 ori decât greutatea lor. Pe partea superioară, melcul are un singur dinte, dar ați știut că pe cea inferioară are 14.200. În această privință, melcii înregistrează un record mondial. Noi copiii suntem tare curioși. Iată eu, de exemplu, aș vrea să știu acum câți prieteni ne privesc în acest moment. Aș mai vrea să știu și câte raze are soarele. Dar m-ar interesa și câți ani are soarele. Și fiindcă atât mie, cât și vouă copiii ne place tot ce-i nou și neobișnuit, noi v-am pregătit curiozități copilărești. Se spune că lucrurile frumoase se întâmplă doar o dată în viață. La fel putem spune și despre perioada copilăriei în care curiozitatea este la cel mai înalt nivel. Această perioadă corespunde de cele mai deseori cu vârsta preșcolară, când suntem curioși să inspectăm până și cele mai dosite colțuri ale casei. Iar întrebările de ce, cine, cum, ce le punem la fiecare pas. Întrebările micuților au un rol esențial în dezvoltarea intelectului. Cu această ocazie, echipa Gurinel a hotărât să-ți pregătească o porție bună de curiozități copilărești. Oamenii își pierd papilele gustative până la vârsta de 60 de ani. Morcovii sunt singurele legume care nu conțin grăsimi. Războiul de 100 de ani a durat în realitate 116 ani. Pisica își folosește coada pentru a-și menține echilibrul. Fluturii au papilele gustative la picioare. Crocodilii sunt animalele care nu pot scoate limba afară. Un hamster poate alerga pe roata sa 8 km pe noapte. Oasele noastre nu sunt albe, ci bej sau maronii. Dungile zebrei sunt unice, la fel ca și amprentele. Stați cu ochii pe noi și data viitoare, ca să vedeți ce alte noi curiozități ți-am pregătit! Atât pentru astăzi, prieteni! Nu uitați că vă aștept și duminica viitoare la o nouă rubrică de știri din lumea copilăriei. Pa, pa! Și nu uitați să fiți cu minți! Ia zi-mi, Bianca, ai reușit să iei vreo notă la fizică anul acesta? Eu anul ăsta încă nu am primit nicio notă, dar tu? Eu, dacă cinstită, nu o înțeleg pe profesoara noastră de fizică. Nu mai am intrat în anul școlar și deodată ne-a dat test. Și un 6 am primit. Am și 3 de 9 și un 10 la ultimul test. Macar m-am descurcat bine la ultimul. Dar voi ce teme ați reușit să treceți? Păi ne-am trecut câteva teme, dar viteza și viteza medie încă nu am trecut-o. Iată, avem ocazia acum să prindem câte ceva de la Ionela. Ea a pregătit pentru noi informații din fizică pentru elevii claselor a 6-a. Și anume, învățăm astăzi ce este viteza și viteza medie. Salutare, prieteni! Știu că sunteți tare curioși să aflați despre ce voi vorbi azi în rubrica Vreau să știu. Așadar, tema pe care o voi aborda azi este viteza și viteza medie. Un fotograf vrea să capteze o imagine cu o ciocănitoare. O aude ciocănind într-un copac, dar nu o vede din cauza frunzelor. Așteaptă răbdător ca aceasta să termine de mâncat. Fotograful nostru e isteț și stă între copacul cu ciocănitoarea și cel mai apropiat copac de aceasta. Brusc, ciocănitoarea zboară și aterizează în celălalt copac. Fotograful a reușit să facă 4 fotografii. Una exact la decolare, alte 2 în zbor și una exact la aterizare.
Acest zbor al ciocănitorii ne ajută să definim ce înseamnă viteza. Viteza egal distanța parcursă supra timpul necesar deplasării, sau pe scurt V egal D supra T. Viteza este raportul dintre distanța pe care se deplasează un obiect împărțit la timpul necesar acestei deplasări. Viteza se măsoară deci în metri pe secundă sau în multiplii ai acestora, kilometri pe secundă, metri pe minut, metri pe oră, kilometri pe oră. Lumina aleargă cu 300.000 de kilometri pe secundă, melcul cu 10-15 cm pe minut, mașinile de curse cu 250 de kilometri pe oră, iar oamenii aleargă cu maximum de 33 de kilometri pe oră. În exemplul nostru, distanța dintre copaci este de 20 de metri, iar timpul dintre prima fotografie și ultima fotografie este de 4 secunde. Așadar, avem o viteză ciocănitorească de deplasare de 20 de metri împărțit la 4 secunde, adică 5 metri pe secundă. Fotografiile sunt o măsură a timpului, deoarece ele se succed la intervale de timp care pot fi măsurate. Ele sunt și o măsură a spațiului, pentru că reprezintă exact poziția în timp și spațiu a unui obiect, în cazul nostru a ciocănitorii. Faptul că avem mai multe două fotografii ale zborului ciocănitorii ne ajută să introducem noțiunea de viteză medie de zbor. Să trecem la calcule. Când ciocănitoarea a decolat, fotograful nostru a fost mai rapid decât ea și a surprins-o în momentul decolării. Astfel știm când ciocănitoarea și-a început zborul. A doua fotografie a fost făcută exact după 2 secunde, timp în care pasărea zburase 12 metri. A treia după 3 secunde, timp în care pasărea parcurse alți 5 metri. A patra fotografie a fost făcută după 4 secunde, timp în care pasărea parcursese ultimii 3 metri, surprinzând astfel aterizarea. În cuvinte de poveste, pasărea a decolat strașnic, apoi a încetinit pentru o mai bună aterizare. Pe cele trei intervale a avut viteze diferite, care în medie dau o viteză de 5 metri pe secundă. Viteza mare din primul interval compensând viteza mică din ultimul interval. Deci, definiția vitezei medii este viteza constantă cu care s-ar deplasa un vehicul când ar ajunge în același punct și în același moment cu unul cu viteză variabilă. Temă: ia o bicicletă și un ceas cu secundar sau cronometru. Apoi măsoară cât timp îți ia să acoperi distanța dintre doi stâlpi de pe stradă. Calculează viteza cu care circuli dacă știi că distanța dintre stâlpi este de 50 de metri. Pun pariu că nu poți depăși 21 de km pe oră. Verifică! Atât pentru azi, prieteni. Vă las în compania Biancăi și a lui German, iar noi ne revedem săptămâna viitoare tot aici la Gurinel TV. O zi frumoasă să aveți! Tu ai o bicicletă acasă? Nu, nu am încă, dar recunosc de mult timp vreau să-mi cumpăr una. Ar fi bine de încercat în cât timp pot parcurge o distanță de 50 de metri cu bicicleta. Eu cred că se poate și fără bicicletă, așa alergând. Chiar mi-ar fi interesant în cât timp alerg eu 50 de metri. O să încerc neapărat. Încercați și voi, copii, fie cu bicicleta, fie alergând sau chiar mergând. Și nu uitați să porniți cu cronometrul. Noi o să-l pornim după ce ieșim din emisiune. Și după ce ne va prezenta Sofia în rubrica sa Sănătate în bucate. Salutare, dragi prieteni! Mă bucur nespus de mult să vă văd din nou în fața micilor ecrane. Cum vă mai merge la școală sau la grădiniță? Sper să fiți cu toții sănătoșei, pentru că intrăm într-un sezon mai rece al toamnei, ceea ce presupune că avem toate șansele să ne mai întâlnim cu răceala sau viroza. Brr, nici mie nu-mi place de ele. De asta, azi am să vă povestesc cum le putem evita cu ajutorul unei rădăcini minune. Da, da, anume rădăcini, nu am greșit. Se numește ea ghimbir. Uite cum arată. Am aflat că ghimbirul este o plantă ce crește în toate regiunile tropicale și subtropicale din Asia, Japonia, Brazilia, Jamaica sau Nigeria. Originar, fiind din India și China, ghimbirul este unul din cele mai vechi și populare condiment, dar și medicament. Folosit încă cu 3.000 de ani în urmă în prepararea bucatelor și tratarea bolilor respiratorii, cum ar fi astmul. Trebuie să știi că și astăzi, nenumărate leacuri tradiționale folosesc anume ghimbirul pentru combaterea febrei, ameliorarea durerilor în gât sau dinți sau tratarea ulcerului la stomac. Responsabil pentru acest succes este în primul rând conținutul de gingerol, care de asemenea piperului iute stimulează circulația sângelui, activează metabolismul și te ajută să arzi grăsimi. Regenerează pielea și prezintă o acțiune puternică antioxidantă. În același timp, ghimbirul este revigorant, combate stările de oboseală, activează circulația sanguină, eliminând simptomele de mâini și picioare reci și are un efect liniștitor, exact ceea ce avem noi nevoie în zilele reci și umede.
Un lucru interesant pe care l-am aflat este că ghimbirul ajută perfect în combaterea răului de mașină, avion sau de mare. De aceea, când vei merge în vacanță, e bine să ai cu tine la drum niște drageuri cu ghimbir. Sau să mișteți chiar o bucată de rădăcină proaspătă. Ghimbirul în bucătărie reprezintă peste tot în lume unul din cele mai valoroase condimente. Asemănător piperului negru sau chili, el este mai puțin iute, dar mai intens la gust. De regulă, ghimbirul este folosit în special proaspăt, fie ras, fie tăiat felii sau poate fi păstrat câteva săptămâni la frigider. Există, de asemenea, și varianta uscată sau marinată a ghimbirului. Prin uscare își schimbă foarte mult gustul, devine mult mai aromat și mai puțin iute și este folosit la prepararea diferitelor deserturi. Iar pentru murat, rădăcinile tinere sunt tăiate în felii și conservate prin fierbere într-un sirop gros de zahăr și oțet, ele păstrându-se moi și cărnoase, dar nu-și pierd din unteala naturală. Ghimbirul marinat este cel mai des servit împreună cu sushi japoneze. Astfel, ghimbirul este folosit în cele mai felurite feluri de mâncare, supe, sosuri preparate din carne și legume, dar și la deserturi și băuturi. Și eu azi am pregătit pentru voi rețeta unui ceai din fructe, mentă și ghimbir. La prepararea ceaiului vom folosi câte o jumătate de portocală și lămâie spălată bine cu apă călduță și tăiate în bucăți mari, pe care le vom pune în ibricul nostru. Deasupra vom adăuga o mână de zmeură congelată, două crenguțe de mentă și un nod de ghimbir tăiat felii. Peste acest amestec extrem de colorat, turnăm apă clocotită și lăsăm totul pentru infuzare timp de 10-15 minute. După care îl vom servi cu mare plăcere. Cam atât pentru astăzi. Sper să fiți sănătoși și vă aștept săptămâna viitoare la Sănătate în Bucate. Pa, pa! Chiar ar prinde bine acum ceaiul de ghimbir și fructe. Lasă, Bianca! După emisiune ne încălzim și noi cu puțin ceai. E, până terminăm noi interviul cu invitatul surpriză, precis se răcește. Dar nu-ți fă griji, Sofia ne va face nouă altul. Ea a zis că stă cu noi până la final. Serios? Probabil vrea și ea să o asculte cântând pe Doinița German. Păi, cine n-ar vrea? Păi, hai atunci mai repede să înceapă interviul. Salut, Doinița German! Știi, eu mă numesc German și de mult timp te-am așteptat să vii la noi în emisiune să-ți spun asta. Salut! Eu mă bucur că am ajuns într-un final aici la voi în emisiune și sunt întâmpinată de două gazde absolut extraordinare, o domniță atât de elegantă, frumoasa Bianca și acest cavaler German care, nu știu dacă mai ții tu minte, dar eu te știu de când erai așa micuț, încă în colectivul de copii și te tot prezentam pe scenele din capitală. Așa că eu chiar te cunosc foarte bine, să știi, și mă bucur că de data asta voi sunteți așa, nu știu cum, mai mari decât mine și o să mă luați la rost și la întrebări. Aoleu, nici când m-am pregătit la o asemenea surpriză. Gata, sunt serioasă. Nu toți te-am așteptat să vii ca să ne umpli pe toți de așa o energie pozitivă și să ne răspunzi cu niște răspunsuri foarte interesante. Am să încerc. Deci dacă o să pot să fiu la fel de interesantă ca voi, că pe voi nu vă întrece nimeni la capitolul fantezie și ceea ce înseamnă a fi interesant cu adevărat, dar o să încerc să fiu cel puțin la fel de sincer ca voi și aproape de telespectatorii voștri. Doinița, deși tu ai trecut deja de vârsta copilăriei, dar totuși ai rămas Doinița. De ce? Ce întrebare faină! Știi, mie mi-au zis Doinița din totdeauna, din toate timpurile, din moș strămoș, așa mi-au spus. Îți imaginezi cât sunt de vechi eu. Și cred că publicul, de fapt n-am insistat, mai ales în ultima perioadă din viața mea, ca să mi se spună un fel sau altfel. Dar publicul m-a perceput ca fiind Doinița și de obicei lumea îmi spunea, tu ești Doinița noastră, știi? Și am rămas așa.
Nu știu, dacă mă strigi Doina, recunosc că pot să mă întorc din a doua oară, sunt mai obișnuită cu numele Doinița, dar și Doina este, de fapt, numele meu din buletinul de identitate, este Doina, cântecul neamului nostru și mi-este foarte drag, așa că puteți să mă numiți așa cum vreți voi. Dar cred că deja spectatorul o să mă numească pentru toată viața Doinița, cred că deja ca o pecete în frunte, așa am să rămân. Mai ales că copilăria, de fapt, este cea pe care noi o păstrăm în suflet. Poți să crești mare și să nu mai trăiești nemijlocit în lumea copilăriei, dar dacă ai lumea copilăriei și copilul în sufletul tău, atunci să știi că poți să vezi lumea din jur în aceleași nuanțe frumoase și colorate și la fel de pozitivă. Cine este, de fapt, Doinița German? Nu știu, stai să văd după. Hei, Doinița, tu ești. Nu știu, s-a ascuns. Nu știu cine este, dar voi o cunoașteți? M-am întâlnit și eu odată cu ea, recunosc. Și e un om care încearcă să fie în fiecare zi mai bună, mai bun, un om care încearcă să fie în fiecare zi mai bun în toate, și în intenții, și în gânduri, și în acțiuni, și în domeniul profesional, cât și vorbesc de pur și simplu Doinița German, care este omul. Cred că asta aș putea să spun despre ea acum. Spune-ne, te rog, mai multe despre unde și cum ți-ai petrecut copilăria ta. Copilăria mea a fost una plină de activități artistice, pentru că am început să cânt de la o vârstă foarte fragedă și să vorbesc cursiv încă de la 2 ani. Cred că încă de la grădiniță am prins dragostea asta prinsă față de, pentru cântec, și mereu eram încadrat în tot felul de activități artistice. Deci știi, fiecare copil are talente. Cineva știe să deseneze frumos, de exemplu, eu n-am putut să desenez extraordinar. Cineva știe să danseze deosebit, cineva știe să cânte, cineva știe să modeleze ceva din plastilină. Adică toți copiii și-au talente. Lor. Eu am fost dintotdeauna atașată de cântec și astfel întâmplarea a făcut ca atunci când am ajuns la școală să învăț să cânt chiar din primul an de școală la clapă, da? După care în clasa a doua am mers să fac piano la școala de arte și acolo am făcut piano și tot felul de alte obiecte care țin de muzică, de domeniul muzical, și efectiv era o copilărie, știi, suficient de zbucimată și mereu în mișcare, pentru că după liceu, după școală, făceam studiile, apoi mergeam la școala de muzică, mai târziu deja m-am încadrat și într-o echipă de tineri interpreți, unde l-am cunoscut pe actualul meu producător, Cătălin Gondiu. Asta se întâmpla pe când aveam eu vreo 13 ani, nu știu, voi aveți 13 sau încă nu? Nu. Încă nu. Eram puțin mai mare decât voi atunci, sau puțin mai mult mai mare, da? Nu, puțin mai mare. Puțin mai mare, da? E bine așa? Deci puțin mai mare decât voi, eram pe atunci. Și se făcea că mai nu prea am avut timp de copilărie, știi? Deci copilăria mea, pot să-ți răspund mai scurt, a fost plină de cântec. Iar cele mai frumoase amintiri, pentru că eu de multe ori zic că copiii din zilele noastre au mai puține amintiri, că stau mult cu nasul în calculatoare, cu nasul în telefoane mobile performante, și atunci rămân mai puține amintiri în timpul grăbit în care noi trăim, ne rămân mai puține amintiri, sau copiilor noștri din perioada actuală le rămân mai puține amintiri. Noi am fost fericiți pentru că noi am știut cum arată o vacă. Vă știți cum arată o vacă? Da. Da? Eu știu, de exemplu, oameni care trăiesc în Spania sau peste hotare, care zic că dacă îi întreb de unde e laptele, ei zic că laptele e de la magazin din pachet. Știi, nu știu cum arată o vacă sau nu știu cum arată un copac pe care crește fructul, mărul, para. Nu mai știu ce înseamnă o viță de vie. Deci timpul e prea grăbit, prea sofisticat. Nu știu dacă v-ați observat, cred că și voi. Și atunci eu trebuie să zic că am fost norocoasă, pentru că în copilăria mea mi-am petrecut foarte multe zile libere de odihnă în vacanță la bunici, și acolo am văzut toate animalele domestice și mi le-am făcut prieteni. De altfel, de asta și mi sunt dragi animalele, probabil, până la etapa actuală din viața mea. Ce am mai făcut în copilărie interesant? Am adus toate animalele și sălbatice acasă, de prin pădure, arici, șerpi, șopârle și tot ce vrei tu, am adus acasă la părinți, pentru că mi erau, iarăși repet, foarte dragi animalele. Cam asta a fost copilăria mea, cu cântec și emoții frumoase. Erau timpurile în care nu se cumpăra tot în cutie de la magazin, știi, în care coceam acasă tot felul de torturi cu părinții, tot felul de biscuiți, care dintre care mai sofisticați. Deci am avut o copilărie, zic eu, plină cu amintiri frumoase. Ce îți plăcea să faci cel mai mult în timpul liber, când erai mică?
În timpul liber îmi plăcea să mă ocup de animalele mele pe care le aveam acasă, pentru că întotdeauna am avut ceva. Ba un papagal, ba o pisicuță, întotdeauna am avut ceva. Îți spun că am avut cazuri și zile în care au trăit la mine și tot felul de șerpi și ce mai vrei tu, animale cu sânge rece. Dar îți imaginezi, prindeam șerpi. Și să mai zic un secret, pe cuvânt, șoarecii de la bunica mea din pod nu se temeau de mine. Eu când eram micuță, aveam vreo 3 ani, mergeam prin pod pe la bunica și puteam să fac, ce șoareci cel frumos, chiți, chiți, chiți. Și îl prindeam în mână și îl sărutam. Îți imaginezi? Că eram în stare să fac chestia asta. Pupam toate broaștele din ogradă. Ce să-ți povestesc? Deci în timpul liber eram tare pasionată de animăluțe. Îmi plăcea să mă ocup de plante. Mămica avea foarte multe și acum are plante de cameră și îmi plăcea să le ud, să le mut dintr-un vazon în altul. Asta pe lângă muzică. Dar de fapt muzica întotdeauna mi-a ocupat cel mai mult timp din viața mea. Și de fapt... pentru mine asta nu este, nu știu cum să zic, o greutate, ba din contră, este o bucurie, pentru că dintotdeauna mi-a plăcut ceea ce fac și cred că asta este cel mai important pentru noi. Îți doreai încă de pe atunci să devii cântăreață? Da, întotdeauna. Toată lumea își dorește, eu cred că fiecare copil își dorește ceva și fiecare dintre noi, știi, este o vorbă care zice că oamenii fără talente se nasc la fel de rar ca și geniile. Toți suntem talentați într-un domeniu, important este să ne găsim calea noastră în viață și să simțim cu inimă. Și eu, chiar de când am fost întrebată pentru prima oară, nu mai știu de cine, nu mai știu când, de cineva din maturi, ce vrei să te faci, am zis cântăleață. Atunci când nu puteam să zic r, asta înseamnă că aveam aproape 2 ani, pentru că eu la 2 ani și ceva deja puteam să vorbesc, să pronunț absolut orice literă și să vorbesc cursiv. Și cred că acela a fost momentul în care s-a decis soarta mea. Cred că stelele erau aliniate așa, bine, nu cred în stele, dar oricum, cred că așa s-au întâmplat toate în timpul acela și toate s-au strâns nu știu, într-un singur gând și într-o singură intenție sinceră de copil și uite că asta m-a ajuns să fac toată viața. Spre marea mea fericire. Dacă ar fi să-ți amintești de cea mai năstrușnică întâmplare pe care ai avut-o, care ar fi ea? A, cred că ar fi mai mult. Nu știu, dacă te-aș întreba pe tine sau pe tine despre una, ar fi suficient. Cred că am făcut tot felul de năzbâti și toți suntem năstrușnici în felul nostru. Ce să-ți spun acum, multe nebunii cel puțin mi-au trecut prin cap, puține, mai puține am ajuns să fac, slavă Domnului. Deci una dintre ele ar fi fost la un moment dat când eram cam așa de seama voastră, poate puțin mai mic, hai să zicem, da? Puțin mai mică. Vreau să mă urc, aveam un nan la o biserică, un nan care era preot la o biserică din sat și le-am zis părinților, când am văzut biserica, vreau să merg la nan, o să mă urc pe crucea bisericii. Ți imaginezi, da, ce cap aveam? M-am urcat pe casă, am sărit din copac, ce să-ți mai spun? Am săpat într-un bostan mare din grădina bunicii ca să pun acolo bobocei să-i dau huța să-i adorm. Am făcut, Doamne Dumnezeule, cred că în lună și stele, acum nu ne-ar ajunge o emisiune sau cel puțin, credeți-mă și voi că la bătrânețe deja memoria e mai slabă și nu mai pot aminti chiar toate lucrurile. Bine, asta a fost unele dintre cele din seria Super Fani, știi? Povestește-ne, cum a început cariera ta muzicală? Da, foarte simplu. Oarecum, cred că răspunsul la întrebare se poate desprinde din ceea ce am vorbit mai sus. De la grădiniță am început să cânt, în clasa 1 am început să fac, din clasa 2, în clasa 1 am început să cânt la clapă, din clasa 2 am început să fac pian, să învăț note și așa mai departe. La 13 ani l-am cunoscut pe producătorul meu, actualul meu producător, Cătălin Gondiu, cel care m-a ajutat să fac primii pași pe scena profesionistă. Tot în perioada aceea au apărut și primele mele piese proprii, în repertoriul meu descris exact pentru mine, în stilul etno. Oarecum stilul meu muzical a mai suferit schimbări pe parcursul anilor, dar aceleași elemente tradiționale și dragi mie, care vin din inima și sufletul poporului nostru, ele au rămas să persiste în creația mea muzicală. Și pot să zic că mă bucur și mă mândresc cu acest lucru, pentru că sunt omul pământului meu și pot să cânt și să aduc cu mine o mică parte din sufletul muzicii noastre de acasă. Asta e, aproape ți-am zis totul, da? Da. Și am ajuns aici, tot așa. La ce te ajută să fii celebră, dacă te ajută, desigur? E frumoasă și interesantă întrebarea, dar nu cred că m-am gândit vreodată la asta. Eu nu cred că sunt oameni... Vezi, în orice domeniu poți să fii oameni celebri și stele. Faptul că ești pe scenă și cânti nu înseamnă că ești mai celebru decât un dentist foarte bun sau un psiholog bun sau un pedagog bun. Sau nu este decât o profesie, o cale pe care tu ți-ai ales să o faci. Logic ar fi
cu suflet, cu dragoste și cu dăruire. Adică nu cred că vreodată am abuzat de statutul meu și nici nu stă în fire să fac asta. Eu sunt de părere că fiecare dintre oameni și are meritul său, este o vedetă, dacă vrei, o stea sau cum să zic, să fii mai aproape de voi, celebru în domeniul său. Și de fapt, noi nu suntem diferiți unii de alții decât prin ceea ce ne-am ales noi să facem. Îți amintești de un caz în care poate te ajuta celebritatea? Bine, celebritatea, tu așa spui, de parcă, nu știu, chiar am trăit în America acum și... Ok, hai să mă gândesc să răspund ceva. De exemplu, hai să spunem experiența mea de scenă, da? M-a ajutat atunci când am intrat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, după ce am finisat liceul, da? Pentru că aveam deja experiență în domeniul pe care eu îl practic și astăzi. Experiență atât în ceea ce ține de mine ca interpretă, cât ca și organizator de spectacole, de diverse evenimente. Aveam diplome care confirmau asta, tot felul de certificate, tot felul de scrisori de mulțumire din partea oamenilor și cu care colaborasem în trecut. Și atunci când am intrat la facultate și am vrut să intru la buget, da? Știi ce înseamnă a intra la facultate la buget? Nu. Hai că o să ajunge și voi atunci. Deci am dat bacalaureatul pe note foarte bune, dar oricum vreau să intru la facultate, dar nu știu cum să vă explic ce înseamnă la buget. Las fiecare dintre copiii care se uită acum o să ajungă și în pielea noastră să vadă ce înseamnă asta. Și atunci m-a ajutat experiența mea de scenă, pentru că la dosarul pe care l-am pregătit noi pentru universitate, da, universitatea la care mi-am depus actele, am anexat toată această informație și atunci, da, mi-a fost folositoare în viață experiența mea de scenă, ca să zic așa. Celebritatea e un termen așa mai, nu știu cum să zic, mai rece pentru mine, știi, ca și cum cel care e celebru este undeva, nu știu unde departe și... Nu, suntem toți pe pământ și este important să fim realiști, să ne privim cu ochi, cum să zic, cu ochi frumoși, hai, unii pe alții. Dar s-a întâmplat odată ca un polițist să nu vă ceară amendă că vă cunoaște? Eu șofez, sunt șoferiță de foarte multă vreme, de când am împlinit 18 ani. Asta ar fi deja, stai să văd, 8 ani, acum aproape mai bine de 8 ani și timp în care eu n-am nicio amendă. Pentru că, da, pe cuvântul meu, pentru că încerc să fiu la fel ca și un om și o persoană respectuoasă, care să-mi respect semenii mei, încerc să trăiesc după legile bunului Dumnezeu pe acest pământ și încerc să respect și legea statului în care mă aflu, atât maximal posibil, încerc să fac asta. Am noroc atunci când ne grăbim la concerte, nu sunt eu la volan, este producătorul meu, poate de asta eu încă n-am apucat nicio amendă, dar s-a întâmplat odată să greșesc puțin drumurile și să iau așa de acolo pe unde nu prea se putea și m-a oprit un polițist, mi-a cerut actele, i-am zis atunci că îmi recunosc vina și greșeala, chiar mi-a fost și foarte rușine că am făcut încălcarea asta absolut neintenționat și așa cum legea prevede ca dacă polițistul consideră că este cazul să-ți facă doar o preîntâmpinare, el a intrat, deci a făcut legătura cu superiorii, au intrat în baza de date, au văzut că nu am nicio amendă, au văzut că sunt o șoferiță respectuoasă și corectă și atunci nu m-am ales decât cu o preîntâmpinare. De atunci, dacă vă interesează finalul, n-am mai încălcat nimic niciodată și n-am mai primit nicio amendă. Ani buni de când conduc. Îți amintești de prima melodie? Care a fost ea? Chiar zilele acestea mi-am amintit o piesă și am zis că cred că acela a fost momentul care iarăși s-a decis destinul meu încă o dată în plus. Uitați-mă să-ți spun mai înainte, că să-l cunosc pe producătorul meu actual, a mai fost încadrată într-un... Așa precum și voi sunteți, aveți colegi, sunteți încadrați în diverse cercuri pentru copii, da? Grupuri muzicale. Așa eram și eu la anime și l-am cunoscut atunci pe regretatul compozitor Mircea Guțu, care mi-a fost și profesor și de canto, cel care mi-a scris și melodia la prima mea piesă, textul căreia l-am scris eu împreună cu mămica mea. Și suna cam așa. Eu într-una voi cânta, muzica e viața mea. Voi cânta, cânta mereu, muzica e destinul meu. Cam așa. Și cred că am zis, tot am zis pe parcursul vieții mele că atunci când aveam 2 ani și ceva, mi-a întrebat, vreau să fiu cântăreață. Am crescut mai mare, puțin am făcut prima piesă și am zis că muzica e destinul meu. Au mai trecut ceva timp și am început să cred cu o și mai mare ardoare în asta. Și
Iată-mă aici, vorbim cu voi, tot despre muzică. Cum a fost la înregistrarea acestei piese? Să încerc să-mi amintesc, de obicei toate, tot procesul și întreg procesul de creație provoacă mare plăcere, știi? Pentru că nu doar rezultatul este plăcut atunci când, bineînțeles că te bucuri atunci când vezi piesa gata și o poți prezenta publicul, este un moment foarte important și frumos, dar procesul în sine totul este drăguț, repetițiile, momentul în care scrii textul, momentul în care înveți să cânți acea melodie, momentul în care ești în studio și ai niște emoții de mamă dragă și te gândești, gata, asta este azi, este ziua decisivă, așa cum o să cânt, așa o să fie pe casetă pentru totdeauna. Bineînțeles că întotdeauna am avut emoții mari în studio până la un moment în care am prins, am căpătat experiența necesară, dar am depășit cu brio orice moment pentru că întotdeauna au fost alături de mine oameni care să mă susțină. Așa cum sunt cu voi, părinții, pedagogii voștri, așa am avut și eu noroc de oameni buni, de profesioniști în domeniu, care m-au ajutat să pășesc treaptă cu treaptă prin această lume fascinantă a cântecului. Care altă piesă din repertoriu îți place cel mai mult? Din repertoriul meu? Da. Acum, actual? Ia ne arată mâna ta. Să ții care degi de la mâna asta îți place mai tare? Care e mai frumos, ia zi? Care îți place? Toate. Toate? Vezi, e același lucru. E o chestie aici, știi, cu întrebarea. Poate sunt perioade în care, nu știu, perioade în care să spun că, bine, în perioada de iarnă, da? Când melodiile tematice care se leagă cu iarna și normal că sunt mai dragi în perioada aia și vreau să le cânt mai mult. Sau, deci ții de moment, de eveniment, de... Mie îmi sunt dragi foarte mult toate piesele mele în diferite circunstanțe. Este foarte greu să aleg una. Cred că mi-este foarte apropiată melodia Welcome to Moldova. Bine ați venit în Moldova. Pentru că acolo chiar am strâns foarte multe motive, elemente tradiționale în piesa aceea și îmi place că e cu Moldova, cu țara noastră, dar toate piesele cred că sunt la fel de apropiate. Mi-este greu să aleg acum unul dintre degetele mele, știi? Ce fel de colaborări ai cu copiii și cine sunt norocoșii? Da, frumoasă întrebare. Eu încerc... ori de câte ori sunt invitată, nu știu, să fiu mai aproape de copii sau să încercăm să participăm la diverse proiecte împreună, diverse spectacole. Noi chiar și cu voi avem o melodie pe care o cântăm vreo, nu? Hora pe zăpadă de iarnă, da? Ții minte bine, vezi? Întotdeauna încerc să fiu receptivă și să mă reîntorc cât mai des posibil în lumea copilăriei, pentru că aici am zis și la începutul emisiunii, întotdeauna găsesc foarte multă sinceritate, foarte multă emoție pozitivă, foarte multă bunătate, foarte multe culori, curcubeie, pot să zic. Și eu, sufletește, chiar mă simt foarte bine atunci când sunt într-o relație frumoasă de colaborare cu cei mai mici decât mine, dar de la care recunosc, am și eu de învățat foarte multe lucruri frumoase. Eu cred că oricine poate să învețe de la oricine și nu ține neapărat de vârstă chestia asta. În afară de muzică, cu ce altceva te mai ocupi? Bine, de muzică și tot ce se leagă de procesul de creație și momentul artistic. Scriu texte, scriu muzică, m-ai întrebat de relații cu copiii, am și câțiva, sunt foarte puțini pentru că mai mult nu mi-ajunge timpul, dar am și câțiva discipoli pe care îi îndrum prin lumea fascinantă, cum ziceam și mai sus, a muzicii. Elaborez scenarii, regii pentru tot felul de evenimente. Sunt și eu moderatoare la tot felul de evenimente, moderatoare TV, ce să vă zic, interpretă. Adică, de fapt, nu fac nimic altceva decât tot ceea ce se leagă cu momentul creației. Și asta mi-ocupă tot timpul meu și toată viața mea, dar, de fapt, asta este viața mea. Și plăcerea și pasiunea mea nici nu-mi imaginez să fie altfel decât așa. Ia zi-ne, ai pentru cine găti mâncare? Am noroc de psica mea că nu iubește mâncarea gătită de mine, nu știu de ce. Nu, glumesc. Am zis că animalele, am și animale de companie acasă, dar găsim mâncare pentru ele pe la magazin. Da, bineînțeles că am pentru cine găti bucate. Sunt familia mea, prietenii mei. Ideea este că nu gătesc, că nu reușesc să fac asta. Cine te ajută să crești muzică sau cine te-a ajutat? Da, l-am menționat și mai sus pe parcursul discuției noastre că producătorul meu, Cătălin, este întotdeauna alături de mine și întotdeauna m-a încurajat și să zic că a avut încredere în mine și este foarte important când cineva are încredere în tine și te ajută să treci peste toate și
cum să zic, îți urmărește creșterea, se bucură împreună cu tine de fiecare reușită, de fiecare pas făcut. Dar bineînțeles că fiecare om din domeniul muzical cu care eu am lucrat, muzicieni, instrumentiști, regizori de sunet, maestri de studio, colegii mei de scenă, părinții mei, deci toți oamenii cu care noi am colaborat în sensul acesta, au fost cei de la care eu am avut lucruri bune și frumoase de învățat. Deci au fost experiențe care m-au ajutat să mă dezvolt și m-au ajutat să fiu ceea ce eu sunt astăzi și mă ajută în continuare să mă construiesc așa precum eu vreau să fiu mâine. Asta e. Ai avut momente când ai regretat că ai luat-o pe calea muzicii și nu pe alt drum? Nu, niciodată, pentru că întotdeauna m-am gândit ce altceva aș putea să fac. Nu știu ce altceva aș putea să fac decât asta. Cred că aceasta este cea mai mare bucurie și cel mai mare cadou pe care mi l-a făcut viața, faptul că am ales drumul corect. Dacă nu aveai să devii cântăreață, ce altceva te-ai fi făcut? Uite, exact, întrebare din întrebare. Bine, m-am gândit și la asta. Ți-am zis mai sus că nu prea știu ce aș putea să fac altceva, dar îmi place foarte mult să creez coafuri, știi? Uneori chiar și coafurile mele de scenă sunt create de mâna mea. Ideea e că nu întotdeauna mi-ajunge forță și răbdare, mai ales în partea din spate în care se vede mai puțin și nu este comod, trebuie să stai așa cu oglinda și cu un picior în sus și cu o mână, și cu o mână invers și e mai complicat, știi, să faci chestia asta. De multe ori mă gândeam că aș fi fost un artist în domeniul coafurilor. Nu este neapărat... Nu era neapărat ca să le fac eu cu mâna mea, dar ideea și creația, însăși momentul acesta, să le desenez, să găsesc stilul unor persoane publice, știi, tot ce ține de imagine, de păr, de machiaj. Poate asta, nu știu. Sau, mi-am mai amintit ceva, sau veterinar. Da, sincer, că mi-am amintit acum, la un moment dat în viața mea, credeam că o să reușesc să îmbin două cariere, serios, de voi mi-ați răscolit amintirile. Și o să fiu și interpretă și veterinar și o să salvez animalele vagabonde de la, nu știu, știi cum la noi, din păcate, în țara noastră, nu toată lumea este foarte atentă la animale, șoferii de foarte multe ori rănesc animalele atunci când merg cu viteză excesivă sau chestii de genul ăsta. Și eu îmi doream când eram mică ca să fiu și veterinar. Mi-am dat seama atunci când am mai crescut că timpul nu ajunge pentru toate. Ce nu cunoaște încă lumea despre Doinița German? Nu știu, spuneți-mi voi ce nu cunoașteți. Și dacă nu cunoaște, ai putea să spui ceva. Ce să spun? Ce nu cunoașteți voi despre mine? Dar ce ai vrea să cunoască? Ce aș vrea să cunoască? Nu știu, eu sunt de fapt un om foarte deschis și întotdeauna ceea ce am în minte este și pe buzele mele și pe fața mea. Întotdeauna răspund la, sincer, la întrebările care sunt adresate, spun tot ceea ce am în cap. Nu știu dacă am ceva acolo, întărtăcuța asta ascunsă. Ce să spun, din ultimile experiențe, poate am vrut să mă fac aviator la un moment dat, pur și simplu să-l cunosc, să pilotez un avion. A fost așa un mic vis nebunatic de acum jumătate de an în urmă. Mi-a dat seama la un moment dat că iarăși nu o să mi-ajungă timp pentru asta. Am zis că până la urmă nu vreau să dobor niciun avion din Moldova. Așa că mă las de idee și las pe profesioniști să facă asta. Povestește-ne despre visurile tale cele mai mari. Am zis și mai sus, prin ceea ce fac eu, prin faptul că fac ceea ce îmi place, că pot să fiu în fața oamenilor, să le cânt cu drag, deja eu trăiesc un vis. Este și pentru voi, nu știu, poate ca o experiență acum, discuția asta pe care noi o purtăm, cel mai mare, nu știu, cel mai mare lux, cea mai mare bucurie pe care o poate trăi un om într-o viață, este să facă ceea ce îi place să facă, după mine. Și deja eu pot să zic că eu trăiesc un vis, o poveste, pentru că eu fac cu adevărat ceea ce îmi place și ceea ce sufletul meu vrea. Deja pot să zic că cel mai mare vis al meu este realizat, da? Asta că eu cred că niciodată nu există un moment în care poți să zici gata, eu am obținut totul sau am ajuns acolo, am ajuns la punctul de vârf. Nu. Noi ne dezvoltăm pe parcursul vieții noastre și pas cu pas, cel puțin pentru mine, este firesc ca să mergem spre o creștere. Dar iarăși,
vorba aceea, nu biruința e frumoasă, dar drumul până la ea. Așa că încerc să mă bucur de fiecare pas pe care îl fac în viața mea, în cariera mea artistică și pur și simplu prin viață, ca un simplu om de rând, să mă bucur de fiecare zi, de fiecare moment care mi-aduce zâmbetul pe buze și soarele în sufletul meu. Și pot să zic că, într-un final, vis-a-vis de visuri, că sunt un om cu visul împlinit. Iar de cele ce ziceai și de visurile care urmează să fie împlinite, am zis, ele fac parte din drumul meu pe care o să-l parcurg pas cu pas și sunt momente pe care iarăși sunt pregătit să le primesc și să mă bucur de ele ca de un dar de la cel de sus. Dacă ar fi să transmiți un mesaj a tuturor copiilor care privesc acum Gurinel TV, ce le-ai spune? Le-aș zice că îi cuprind tare, le transmit un sărut dulce, le doresc o copilărie frumoasă și fericită, plină de realizări frumoase, pentru că la orice vârstă noi avem visuri. E adevărat? Ia spuneți-mi că voi știți. Da. Nu contează ce vârstă ai, ai visuri și ai lucruri care vrei să se întâmple în viața ta și spre care alergi așa și vrei să le prinzi din urmă. Așa că eu vă doresc ca toate visurile voastre să micuțe, mari, să devină realitate și să aveți parte de o copilărie cât mai frumoasă. Anul viitor o să particip la Eurovision? Până acum nu de mult a fost răspunsul nu la această întrebare cu care mă chinuie toată lumea la orice emisiune. Încă de când se finisează etapa națională a Eurovisionului, tot mă întreabă toți la toate emisiunile, da, o să particip la anul? Până în vara asta răspunsul a fost nu. Ei, ce să vă mai zic, răspunsul s-a schimbat de la o vreme încoace. Și da, eu o să particip și de acesta la Eurovision, cel puțin, dacă o să trec pe selecția, nu știu, cred că așa o să se întâmple și anul acesta. Eu pregătesc o piesă, cel puțin asta pot să-ți spun, pregătesc o piesă pe care o să o depunem pentru selecția națională Eurovision. Dar este o piesă, de fapt este o colaborare cu cineva, cu niște autori și o casă de producție din străinătate. Ei au venit cu intenția și cu propunerea să colaborăm, pentru că dacă n-ar fi fost ei, probabil, nu știu exact ce avea să se întâmple până la urmă, dar probabil că răspunsul era să fie tot nu acum. Dar pentru că a venit această intenție de la, ziceam și mai sus, o casă de producție din străinătate, am zis că merită să încercăm să colaborăm și intenția lor a fost să creăm o melodie împreună exact anume pentru Eurovision și nu pentru altceva. Deci acesta o să fie primul pas pentru colaborarea noastră. Ceea ce m-a bucurat foarte mult este că piesa, deși este bine, într-un stil foarte îndepărtat de muzica noastră națională, îți dai seama, ei cu producătorii lor de sunet ne-au rugat ca să ne implicăm și noi cu echipa noastră din Moldova și să infiltrăm în melodie instrumente și partituri folclorice, tradiționale, ca să păstrăm stilul Doinița German și piesa să aibă același duh. Asta este. M-am bucurat că oamenii de peste hotare apreciază bogățiile neamului nostru, folclorului nostru, pământului nostru moldovenesc și am zis, da, cu inima deschisă, hai să facem și pe asta. Hai încă o dată! Ai dorit să ne încățească o piesă formidabilă? Da, vreau să vă încânt cu o piesă. Nu știu cât e de formidabilă sau frumoasă, rămâneți, decideți voi și toți cei care ne urmăresc acum, dar o să vă cânt din toată inima și am ales să fie piesa mea, ultima piesă pe care am cântat-o la Eurovision, se leagă, da, cu discuția de mai sus, Am inima fierbinte, pentru toate inimioarele frumoase. Eu mă bucur că astăzi am avut ocazia să vorbesc cu tine, că visam asta de mult. Și îți dorim foarte mult succes. Și vă mulțumesc că ați fost două gazde excepționale, chiar pot să zic că, pe cuvântul meu de onoare, ați fost cea mai bună gazdă din cât am văzut eu toată viața mea. N-am avut niciodată două gazde mai bune decât voi, pe cuvânt. Sălbatică bate în pieptul meu, de strigă sunt robul inimii eu. Am inima fierbinte, nu mă satur să trăiesc, dau și sufletul din mine atunci când iubesc.
viață cât trăiesc, cât se poate pe pământ. Să iubesc, să iubesc, să iubesc. Și de-ar fi să mor, eu nu mă tem. E salvarea mea, mă scoate și din infern. Îmi poartă zborul frânt peste noapte și zi, unde nici moartea nu ne poate despărți. Am inima fierbinte, iubesc cu patimă. Se joacă cu mine a mea inimă. Am inima fierbinte, respir cu dragostea. Bolnavă de iubire este inima mea. Am inima fierbinte, iubesc cu patimă. Se joacă cu mine a mea inimă. Am inima fierbinte, respir cu dragostea. Bolnavă de iubire este inima. Iată, am ajuns și la final. Vă mulțumim mult pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Adică, duminica viitoare, începând cu ora 11. Rămâneți pe Curinel TV. Pe curând, prieteni!